Primăria Drăgășanii desfășoară de aproape un an, în calitate de beneficiar, un proiect cu finanțare europeană, destinat prevenirii corupției în rândul angajaților. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni. Prevenirea corupției prin măsuri de sprijin integrate se numește proiectul european care își propune să crească gradul de transparență a actului administrativ în Primăria Drăgășanii. De asemenea, va fi elaborat un ghid de bune practici în instituție. Scopul, acela de a preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locală, și se va desfășura o campanie pentru educația împotriva corupției. Ghidul se adresează cu prevederea personalului din Primăria Municipiului Drăgășan și din instituțiile publice aflate în subordonare sau coordonare, adică tuturor funcționarilor, demnitarilor aleși sau numiți, cât și personalului contractual din cadrul instituțiilor cu care acestea intră în contact la nivel local. Scopul ghidului de bune practici: promovarea practicilor prin etica și integritatea la nivelul primării municipiului Drăgășan și al unităților subordonate. Consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public. Continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate. Eficacitatea și eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public. Abordarea conținutului, care este axat pe prevenirea corupției, pune accentul pe atitudinea proactivă a celor care lucrează în administrația publică locală și recunoaște presiunea la care aceștia sunt supuși. Strategia anticorupție a Primăriei Municipiului Drăgășani și a unităților subordonate sau coordonate pentru perioada 2017-2020 are de bază Strategia Națională Anticorupție de perioada 2016-2020 și vizează prevenirea corupției pe cele trei direcții de acțiune: prevenire, educație și combatere. În sensul terminologic delimitat de către Strategia Națională Anticorupție, prin fenomenul de corupție se înțelege utilizarea funcției, atribuțiilor, însărcinărilor încredințate, proprii sau ale unei alte persoane, în sectorul public sau privat, în scopul obținerii de bunuri, de avantaje sau de alte foloase necuvenite pentru sine sau pentru altă persoană. Unele practici internaționale de contracarare a corupției au utilizat teoria economică a înțelegerii fenomenului vizat a cauzelor și a consecințelor lui. Potrivit acestei teorii, principala motivație a persoanelor care săvârșesc acte de corupție este dorința de a se îmbogăți, de a obține beneficii, foloase sau avantaje. Astfel, din perspectiva teoriei economice, corupția este o afacere, iar persoanele care se angajează în activități de corupție cântăresc pe de o parte avantajele pe care le vor obține și le compară pe de altă parte cu riscurile la care se expun. Proiectul este finanțat prin programul operațional de capacitate administrativă 2014-2020, operațiunea creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților administrației publice, cu cofinanțare de la bugetul local al municipiului Drăgășani. Valoarea proiectului este de 299.979 lei, din care din Fondul Social European 254.931,30 lei, buget național 38.997,14 lei, bugetul local 5.999,56 lei. Obiectivul general al acestui proiect a constat în creșterea transparenței actului administrativ prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, precum și pregătirea personalului din instituțiile publice în acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru publicul țintă sunt acelea că vor utiliza proceduri clare prin care să se asigure transparența în administrația publică locală, acestea fiind implementate la nivelul instituției în care aceștia își desfășoară activitatea. Concomitent, grupul țintă a participat la sesiunile de formare profesională în domeniul anticorupției, dar și la campania de educație anticorupție. Obiectivele specifice ale proiectului: implementarea la Primăria Municipiului Drăgășani a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcționarilor în exercitarea actului administrativ, elaborarea unui ghid de bune practici în instituție cu scopul de a preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locală și de a stabili indicatori specifici de evaluare, organizarea unei campanii de educație anticorupție, al cărei scop este promovarea transparenței în administrația publică locală, formarea personalului instituției,
40 de persoane în vederea prevenirii și limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale. Putem aprecia la finalizarea proiectului că obiectivele proiectului au fost realizate integral, atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice. Rezultatele proiectului. O procedură internă anticorupție pentru aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice. Un ghid de bune practici privind transparența în administrația publică locală. O campanie pentru educația anticorupție pentru asigurarea unui grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice. 40 de funcționari și aleși locali au participat la cursuri de specializare, expert prevenirea și combaterea corupției și la cursuri conduita etică și profesională în combaterea corupției. Proiectul a debutat în data de 6 august anul trecut și are ca termen de implementare 12 luni calendaristice.